prosperitate și pași mici, dar siguri, în direcția justă. Și această alianță, care o sperăm cu toții, să o vedem înfloritoare. Deci aceste trei culori să le vedem în sfârșit împletite, dar când zic trei culori, îi am în vedere și pe liderii statului. Deci în aceste trei culori să se unifice toți împreună și să facem acel colac care nu are nici început, nici sfârșit, spre binele și spre prosperitatea țării noastre. Spre binele nostru, acelora care suntem peste hotare, ca să fim mândri de țara noastră, pentru că noi suntem oglinda țării acolo, și să nu ne fie rușine când zicem, da, eu sunt din Republica Moldova.